Întâlnirea cu foștii angajați în jurul orei 13, cu puțin timp înainte de momentul stabilit, acesta s-a asigurat că se va bucura și de prezența actualului prefect Marius Bodea, dar și de cea a subprefectului Vasile Ețcu. A fost o întâlnire de rămas bun, le-am dorit multă sănătate tuturor, mult succes și să aibă grijă să respecte Iașul la fel cum am dorit eu să o fac atâta timp cât am fost prefect. După ce și-a luat rămas bun de la foștii colegi și subalterni, Nicușor Păduraru a zăbovit preț de câteva minute și cu jurnaliștii acreditați la Casa Pătrată. Poate ați fost nemulțumiți de rigiditatea mea, dar da, o să dau vina pe purtătorul de cuvânt. Eu sper ca voi să puteți arăta Iașul cu frumusețea lui, să fiți la fel de aciți și de atenți cum ați fost și cu mine atunci când a fost cazul și să iubiți Iașul. Angajații din Casa Pătrată par a regreta plecarea lui Păduraru, dar spun ei se bucură că noul prefect este o persoană din Casa Pătrată. Vă pare succes rău că a plecat? Da. 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 Și de cel care a rămas în locul lui? Sper să ne înțelegem la fel de bine. Regretați că pleacă domnul prefect? Plecarea unui prefect înseamnă o nouă schimbare, evident. Noi știm că așa se întâmplă la o anumită perioadă de timp. Am lucrat foarte bine cu dumnealui. Îi dorim succes, în continuare, bineînțeles. La București? La București și apoi unde o să mai lucrez și ce o să fac în continuare. Nicușor Păduraru analizează încă propunerea Ministerului Internelor și Reformei Administrative de a deveni director în cadrul acesteia. Astăzi, Marius